Bună dimineața, dragi pescari și pescărițe! Suntem din nou pe baltă. Neața! Trească! Da! Cum vedeți, într-un loc cam strâmt. Doi, încercăm. Avem un 360, 4,5 leps, e un spot, dar e bazată să pot pune camera, o mânetă de 10.000 cu un fir de 0.30, cum am mai zis și în alte clipuri. Cu acest instrument voi încerca să filmez ceva sub apă. Și mai am un feeder, poziția nu e prea ideală, dar poate prindem măcar o albitură. Feederul tot din 3 bucăți, 3.30, 3.60, mulinetă 4.500, fir monofilament, 0.17. Dar să scrie buruian. Multe. Un coșuleț de 30 de grame, mărișor, să duc multă nadă, tot un soft pelet de ananas, un fir un pic cam lung la început, că am observat că e buruiană, are 15 cm, să dea Dumnezeu să intre ceva. Lansetele sunt la apă. Ionuț are un combo nou. Yeah! Yeah! Corect, yeah! 3,90 m, 4 leps, adevărăciuni de la Prologic. Nu îi facem reclamă, dar merită spus că fac treabă bună. Probate, testate. Cum aruncare, știe mai bine. Aruncare cum trebuie. Corect. Eu mi-am pus feederul cam incomod un pic. Și spodul care îl folosesc pe cameră, ca să fiu fericit să văd ce mai e prin apă. Balta e minunată,
pescari sunt. Așteptăm ceva rezultate. S-a stârnit un vânt puternic, dar bate spre partea dreaptă, chiar acolo unde am pus lansetele. Sper ca acest vânt să ne aducă captura mult dorită, dacă nu capturile. Avem și prima măgăreață. Îmi pare rău, n-am filmat drilul, am zis că am luat o buruiană. Nu-i frumos că-l ținem așa, dar e micuț. Pește verde. Pește verde, cu salată. Pește merge și salată, nu? Merge. Deci avem o mică capturică. Ops, scuzați domnul Ionuț. A înghițit acum, e în sufletul lui. Îl vom elibera că e micuț și vom... Cred că mai avem o roșioară. Sper. Cum a fost căsătura, cât e mai mult. A, roșioară, nu? Nu, a scăpat. Păcat. Dacă vă spun la ce am avut răsătura, o să secret, râdeți? Secret. Secret, nu vă spune. La popapal sunt bezelele alea micuțe, micuțe, vă arăt imediat.
am zis să facem un experiment. Ia uitați la ce dau eu. Bezele din comerț. Sunt flotante, sunt albe, o culoare care incită. Da. Mai încercăm. E multă bulian, așa-i? Întâmpinăm probleme cu buriană, buriană foarte multă. Dar cum spune toată lumea, ieșirea contează. Ajunge, ia vezi. Ia. Dă minciobul. Hai să vedem dacă nu vine din balans. Hai să-mi iau minciobul. Hai mă, dacă vine din balans. Nu vreau să-mi iau minciobul. Nu vine din balans, dacă nu mai vine. Asta nu mă, că nu mai trebuie, trebuie degeaba. Nu fai tu, nu fai ăla. Îți afund, bogule. Gata. Ajunge. Bagă sub el, mă. A, vrei să-l aduci la tine? Păpește, mă. A. Acum oricum ala, mă. Da. Vedem cât, adică nu, rup de acolo. A, rup, și-l leghea. Și-l leghea. Cu ocazia asta poate fac altă treabă. Poate nu mai pun ăsta și pun... Nu, nu, rup de aici. Da, dar poate dai bine. Sigur? Da, rup. Ce vine, vine. Ce nu vine, nu vine. Ce bune sunt chizmele, vrei? Da, cum? Asta că te luam cu vrei, că te lupi la ție. Hai liniștit. Dragi tovarăși și pretine, am pus o râmă, să vedem dacă la râmă măcar un bibănel. Până acum la pelet și la marshmallows doar câteva botulețe. Cum am zis, am trecut pe Method Feeder. Coșulețul s-a agățat cam rău în buriană, vântul nu încetează, avem o partidă grea, dar ne bucurăm de aer curat. Nu
cred că a fost diferență de ce am avut. Mai bine de 5 metri diferență. E? Da, bravo, mă. Garantez. Activitatea vântului, în rest la noi, eu nu-ți fac acum activitate cu bărcuța. Dragi pescari și pescărițe, asta a fost partida cu babușca, ne-am ales. N-am mai tras, au fost câteva țăcăneli, să zicem așa. Strângem, mergem să ne odihnim, ne pregătim de o altă partidă. Până la următorul videoclip, vă urăm fire întinse. Ciao, ciao! Ciao.